Ok, vom face o introducere legată de codificare. Am văzut materialele de până acum că practic reprezentăm informația în binar. De exemplu, dacă am vrea să reprezentăm cifrele sistemului de numerație octal, am văzut într-o problemă de la din laboratorul anterior că entropia maximă este logaritm în baza 2 din numărul de evenimente, din N. Da? Dacă vorbesc de octal, înseamnă că am logaritm în baza 2 din 8, adică am 3 biți. Deci, practic, am nevoie de 3 biți pentru a reprezenta cifrele octale. Hai să vedem cum aș face asta. Să zicem, am 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sunt cele 8 cifre. Și o să iau o reprezentare oarecare, nu înseamnă că este o unică această reprezentare. Și o să-l reprezint pe 3 biți fiecare dintre aceste cifre. Deci 0 va fi 0, 0, 0, 1... 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 1, 4, 4 va fi 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 6, 1, 1, 0, 7, 1, 1, 1. Da? Deci am folosit 3 biți și am coduri distincte pentru fiecare dintre aceste cifre. Acum, în contextul în care eu aș vrea să transmit un mesaj în octal, o cifră octală. Să zicem că transmit cifra 1, da? Transmit emițător și aici am un receptor, da? Și aici e acel fir de cupru prin care transmit informația, da? Și aici transmit 001. Bun, în mod ideal receptorul va primi 001, având această convenție de reprezentare, atât emițătorul cât și receptorul, practic, receptorul va ști că a recepționat valoarea 1, da? Primind 001. Ce se întâmplă în situația în care, să zicem, acest fir e lovit de o pasăre în zbor? Glumesc, apare o interferență electromagnetică și se schimbă un bit, se modifică un bit. Și atunci, în loc de 001, ce se întâmplă dacă pot primi, de exemplu, 000, pot primi, de exemplu, 000 înseamnă că s-a modificat ultimul bit, 011 înseamnă că s-a modificat penultimul și 101 înseamnă că s-a modificat primul. Da? Toate aceste coduri sunt valide. Asta e cod valid, este 0, ăsta e cod valid, reprezintă cifra 3 și ăsta e cod valid, reprezintă cifra 5. Da? Deci, practic, receptorul nu-și va da seama că a apărut o eroare. De ce? Pentru că prin modificarea unui bit ajung dintr-un cod valid în alt cod valid. Prin urmare, ce trebuie să fac pentru a putea fi în stare să detectez apariția unor erori va fi să cresc complexitatea și dimensiunea codurilor, astfel încât prin modificarea unui bit să nu pot obține un cod valid la recepție. Adică codurile să fie diferența între oricare dintre aceste două coduri, 0 cu 1, 0 cu 2, 0 cu 3, 0 cu 7 și apoi 1 cu 2, 1 cu 3 și așa mai departe, diferența între oricare două să fie mai mare ca 1. În cazul de față, de exemplu, diferența între 0 și 1 este, primii biți sunt identici, 0 cu 0, ai doilea 0 cu 0, 0 cu 1, deci diferă printr-un singur bit și în contextul ăsta nu pot fi detectate erori. Da? Deci, practic, ce vom face e că vom crește complexitatea reprezentării adăugând niște biți suplimentari pe care îi vom numi biți de control și care ne vor ajuta să detectăm și să corectăm
potențialele erori. În cazul codului Hamming, avem mai întâi o noțiune care se numește distanță Hamming și care măsoară între două coduri C1 și C2, măsoară numărul de biți diferiți. Da? Adică, de exemplu, dacă calculez distanța Hamming între 0 și 1, da, reprezentarea este a lui 0 este 000, a lui 1 este 001, fac sau exclusiv pe fiecare bit și o să am așa. Aici diferă? Nu. Nu diferă. Da? Sau exclusiv, dacă e să știm cum arată operația, da, am 0101 și am 0 sau exclusiv 0 este 0, 0 sau exclusiv 1 este 1, 1 sau exclusiv 0 este 1 și 1 sau exclusiv 1 este 0, da? Deci când ambii termeni sunt identici, obțin 0, da? Deci aici am 0 sau exclusiv 0 este 0, aici e 0, aici 0 sau exclusiv 1 este 1. Dacă fac o sumă din astea, nu sau exclusiv, dă 1. Deci diferă cu un bit. Dar dacă calculez, de exemplu, distanța Hamming între reprezentarea lui 0 și reprezentarea lui 6, atunci o să am 0, 0, 0 cu 1, 1, 0. Da? Și în caz de față, vedem că distanța Hamming este, de fapt, 2. Nu mai este 1. Da? Bun. Prin urmare, minimul distanței Hamming este minim între toate aceste distanțe. Pentru a putea determina o eroare, trebuie ca minim de H să fie mai mare sau egal decât 1 plus numărul de erori detectate plus număr de erori corectate. Da? Deci dacă vreau doar să detectez o eroare, trebuie ca distanța Hamming minimă să fie 2. Dacă vreau și să corectez, trebuie să fie încă o eroare, trebuie să fie 3. Bun. Ok. Am introdus noțiunea de distanță Hamming. Ăsta este XOR. Da? Bun. Hai să discutăm un pic despre forma Hamming. Da? Forma Hamming arată în felul următor. C1, C2, A3, C4, A5, A6, A7, C8, A9, A10 și așa mai departe. Deci, în forma Hamming observăm că avem două tipuri de cifre. Avem C-uri, da? Care, după cum vedeți, sunt pe poziții puterea ale lui 2, și avem A-uri, care sunt pe celelalte poziții. Acum, o secundă să șterg aici. Așa. Bun. Așa. Perfect. Bun. Acum, forma această Hamming este o formă care se construiește pornind de la aur. Deci ca intrare, să am A3, A5, A6, A7, A9, A10 și așa mai departe. Și ca ieșire o să am forma de mai sus. C1, C2, A3, C4, 5, A6, A7, C8, A9 și A10. Da? Deci, practic, forma Hamming pe care o scot la ieșire este o formă mai complexă decât forma de la intrare, însă o să vedem care capacitatea de a detecta și a corecta apariția unei singure erori. Adică în cazul în care se întâmplă o interferență în această transmisie informații. În regulă. Haideți să arătăm cum se obține, cum se trece de la prima formă la cea de-a doua formă, da? La forma extinsă cu C-uri. Și regula de construcție este că C1 verifică toate pozițiile impare, adică îl verifică pe A3, pe
pe A5, pe A7, pe A9. Să zicem că ne oprim aici, da? Deci ăsta va fi egal 0. C2 verifică 2 poziții, sare 2, ia 2, sare 2. Deci am C2, s-a exclusiv A3, s-a exclusiv A6, s-a exclusiv A7 și în cazul de față mai este la exclusiv A10 egal cu 0. Bun. C4 va verifica 4 poziții, deci va lua 4 cu el însuși, sare 4, verifică 4 și așa mai departe. Deci în cazul nostru, pe exemplu nostru, doar pe A5, pe A6 și pe A7 îi verifică. Iar C8 verifică 8 poziții, sare 8, deci în cazul nostru doar pe A9 și pe A10, pentru că nu există alte. Da? Bun. Acum, dacă șirul nostru s-ar fi oprit la A7, atunci ieșirea s-ar fi oprit aici, ceea ce înseamnă că sistemul meu s-ar fi oprit aici. Da? Deci așa ar arăta sistemul meu pentru 4 biți. Da? Pentru situația în care am A3, A5, A6 și A7. Adică mesajul pe care îl transmit are 4 biți. Deci dacă aș avea un mesaj de 4 biți, aș obține o formă Hamming de 7 biți. Da? Aș adăuga 3 cifre de control pe C1, C2 și pe C4. Dacă mesajul meu are 1, 2, 3, 4, 5, 6 biți, cum este cel pe care l-am reprezentat mai sus, atunci forma Hamming are deja 10 biți, adică se adaugă 4 biți de control, inclusiv C8. Da? Deci vedeți că cu cât am mai mulți biți, cu atât o să am potențial mai multe cifre de control, însă acest număr de cifre de control nu va crește, nu va crește la fel de repede precum cresc numărul de biți de intrare. Bun, deci practic, eu dacă am acest sistem, ce cunosc în sistemul ăsta? Intrare sunt aurile, deci știu aurile, va trebui să calculez C-urile, da? Și le pot calcula și aflu forma Hamming. Acum, de ce facem asta? Am spus că vrem să avem o formă în care să pot identifica apariția unor erori, da? Și o să vedem cum se întâmplă chestia asta pe un exemplu. Practic, în momentul în care receptorul, o secundă, pe care noi l-am notat cu R, ar primi o forma Hamming transmisă, adică C1, C2, A3, C4, A5, A6, A7, C8, A9 și A10, ce ar face? Automat ar construi sistemul, da? Ar construi acest sistem de aici, da? Și ar verifica dacă sistemul dă 0 peste tot. Dacă sistemul dă 0 peste tot, înseamnă că mesajul este corect, cel puțin în cazul în care a apărut o eroare, va ști cu siguranță că mesajul, în cazul în care aș presupune că acest canal de transmisie poate avea cel mult o eroare și nu 2 sau 3, în cazul ăsta aș ști că mesajul este corect. Da? În cazul în care una dintre aceste valori ar fi diferită de 0, atunci ar însemna că a apărut o eroare și o să vedem că Hamming îmi dă posibilitatea să identific și unde s-a produs acea eroare. Să spunem că în loc să am 0, 0, 0 aici, o să obțin, aici o să am 1, 0, 1, 0. Da? În cazul ăsta înseamnă că am o eroare pe unul dintre biții C1, A3, A5, A7 și A9 este eronat, la fel unul dintre C4, A5, A6 și A7. Având în vedere că nu pot fi doi eronați, da?
E clar că nu poate fi C1 pentru că atunci înseamnă că toți ăștia ar fi corecți. Nu poate fi C4 din același motiv. Înseamnă că va fi greșit acel A care apare atât pe linia 1 cât și pe linia 3. Și acel A este, în cazul nostru, vedem că vedem că sunt mai mulți candidați, da? Este candidat A5, că apare și aici și aici. Este candidat A6, nu e, că apare doar aici, mai e A7. Ok, haideți să presupunem că A7 ar fi cel eronat. În cazul ăsta, ar fi trebuit ca și aici să obțin, în loc de 0, ar fi trebuit să obțin 1. Da? Obținând 0 înseamnă că A7 nu e eronat și atunci rămâne că singurul care potențial eronat este A5. Da? Dacă ne uităm la acest vector de erori 1, 0, 1, 0, da? Și dacă scriu chestia asta de jos în sus, deci am 0, 1, 0, 1, da? Chestia asta, dacă vreau să o transform din 8421, cod 8421 într-o cifră, asta este 1 ori 2 la 0 plus 0 ori 2 la 1 plus 1 ori 2 la a doua plus 0 ori 2 la a treia. Da? Deci va fi egal cu 1 plus 4, adică 5. Adică poziția eronată, poziția eronată este 5. Ceea ce este conform și cu raționamentul pe care l-am făcut ceva mai devreme. Ok? Am menționat 8421. 8421 este o codificare numerică, un cod numeric ponderat. Practic, dacă am cifrele zecimale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, da? Reprezentarea fiecarei cifre se va face pe 4 biți, pentru că am entropia maximă logaritm în baza 2 din 10, adică 3, ceva și rotunjesc cu un 4, da? Bun. Și atunci, practic, codul se va face astfel încât biții pe care îi pun aici, înmulțiți cu ponderile fiecarei poziții, să dea cifra. Da? În cazul meu, ponderile sunt 8, 4, 2 și 1. Da? 8, 4, 2 și 1. Prin urmare, pentru 0 asta am 0, 0, 0, 0, pentru că am 0 ori 1 plus 0 ori 2 plus 0 ori 4 plus 0 ori 8 este egal cu 0. Pentru 1 o să am 0001, pentru 2 0010, pentru 3 0011. Pentru că am 0 ori 1 plus nu, pardon. O secundă să ștergem, da? Am 1 ori 1 plus 1 ori 2 plus 0 ori 4 plus 0 ori 8, adică este 1 plus 2 egal cu 3. Da? Și în felul ăsta formez și celelalte reprezentări. Da? Pentru 4 am 1, 0, 0, 0. Pentru 5, 5 e 4 plus 1, deci este 1, 1, 0, 0, 1. 6 e 4 plus 2, adică m-am grăbit și am început să le scriu greșit. Deci 6, 4 plus 2, adică 0, 1, 1, 0. În cazul lui 5, da, în cazul lui 5 am greșit primii biți, da? Deci în cazul lui 5 este 5 de înscris 4 plus 1, adică 0, 1, 0, 1. 4 este pur și simplu 4. 0, 1, 0, 0. 0 ori 8, 1 ori 4, 0 ori 2, 0 ori 1, da? 7 este 4 plus 3, adică 4 plus 2 plus 1, adică 0 ori 8, 1 ori 4, 1 ori 2, 1 ori 1. 8 e
1 ori 8, 0 ori 4, 0 ori 2, 0 ori 1 și 9 este 1, 0, 0, 1. Da? Adică 8 plus 1. Bun, aceasta este reprezentare 8, 4, 2, 1. Da? Revenind, am pornit de la problema transmiterii unui șir de biți de la emițător la receptor. Am presupus că acest canal de transmisie a informației poate să aibă zgomot, adică poate determina modificarea unor biți. În prima instanță am presupus că un bit poate fi modificat și am văzut că atunci când modific un bit, practic dintr-un cod valid, obțin alte coduri valide, dar nu cele corecte. În consecință, am spus că aceste coduri inițiale trebuie extinse în complexitate, adăugând niște biți de control care vor face ca să existe diferențe între reprezentări și diferențe pe baza cărora, în cazul în care se modifică un bit, să pot identifica eroarea. Mai departe am vorbit despre forma Hamming, în care vedeți că am pus cifre de control pe toate pozițiile putere ale lui 2, 1, 2, 4, 8, 16 și așa mai departe. Și condiția e ca acei biți de control să verifice pe o anumită regulă biți inițial de informație. C1 verifică toți biții impari, C2 verifică 2 biți, adică C2 a 3, sare 2 verifică pe următorii, 2 a 6 a 7, C4 verifică câte 4, sare 4, 8, 16 și așa mai departe. Bun, și am văzut cum se construiește practic această formă Hamming. Forma Hamming este recepționată de către receptor, da? Și vedem că receptorul va putea determina apariția unei erori pentru că va identifica niște valori diferite de 0 în aceste sume și va putea să identifice pe baza acestor valori în mod unic acea poziție care este eronată, presupunând că, evident, o singură poziție a fost modificată.